Încă un deces COVID-19 a fost declarat astăzi în județul Mehedinți, fiind a patra zi consecutivă. De la data de 1 august până în prezent, 6 persoane au murit în lupta cu coronavirus la nivelul județului. Direcția de Sănătate Publică a declarat încă un deces de COVID-19 în ultimele 24 de ore. De la data de 1 august, 6 persoane au murit. Pe data de 1 și 2 august au fost declarate câte 2 decese pe zi. Persoanele aveau vârsta cuprinsă între 48 și 84 de ani. Situația epidemiologică din județul Mehedinți este următoarea. 650 persoane se află în carantină la domiciliu sau la adresa declarată. 811 persoane au fost confirmate COVID-19 de la începutul epidemiei, în ultimele 24 de ore fiind confirmate 24 de cazuri de îmbolnăvire. 141 persoane sunt internate, dintre care 14 persoane se află internate la secția ATI, 276 persoane sunt izolate la domiciliu asimptomatice, 36 persoane au decedat de la începutul epidemiei. În ultimele 24 de ore, persoana care a fost declarată decedată era de sex masculin în vârstă de 56 de ani. Bărbatul a fost internat și confirmat pozitiv. Pe data de 1 august, acesta suferea și de alte boli.